Cele mai dorite legi de serviciile secrete pentru a face față amenințărilor și riscurilor cibernetice vor fi analizate și regândite pentru a nu mai fi întoarse din drum de către judecătorii Curții Constituționale, așa cum s-a întâmplat până acum. Potrivit unui comunicat al administrației prezidențiale, demersul are drept scop depășirea blocajului care se înregistrează în prezent, punerea în acord cu deciziile Curții Constituționale și o mai bună informare a opiniei publice. Avem nevoie de soluții pentru remedierea vulnerabilităților în domeniul siguranței naționale, dar nu putem accepta nici într-un caz să avem măsuri care să aducă atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. În timp ce autoritățile se plâng că verdictul judecătorilor Curții Constituționale a creat un vid legislativ, organizațiile neguvernamentale acuză statul că se folosește de recentele atentate teroriste petrecute în Europa pentru a propune în regim de urgență un pachet de măsuri de supraveghere generalizată. Considerăm că o asemenea lege încalcă în mod grav dreptul la intimitate a oricărui individ și considerăm că legea asta este mai degrabă specifică unui regim totalitar care vrea să-și controleze propria populație, nu unei democrații în care toți ar trebui să fim liberi și, iată, occidentali sau europeni. Marea majoritate a românilor se simt ofensați de ultima formulă a legii Big Brother 1, pentru că, spun ei, operatorii de telecomunicații le-ar încălca dreptul la intimitate, înregistrându-le practic viața, cu cine au vorbit, unde, despre ce subiect și mai ales locația. Dacă legea ar intra în vigoare, toate aceste date, potrivit legii, ar fi la dispoziția serviciilor secrete. Pe de altă parte, cealaltă lege, cunoscută în popor drept Big Brother 2, prevedea, printre altele, ca toți deținătorii de infrastructuri cibernetice să permită accesul la datele stocate despre utilizatorii săi tuturor serviciilor secrete și autorităților cu atribuții în siguranța națională. Numai că aceste autorități nu aveau nevoie de un mandat emis de o instanță, așa cum se procedează de obicei în astfel de cazuri, ci doar de o solicitare motivată despre care legea nu oferea detalii.